Carnea de miel nu lipsește nici anul acesta de pe masa de Paște. 6 milioane de miei sunt pregătiți pentru sacrificare, însă mult mai puțini ajung pe piața din România. 6 milioane de miei sunt în stâne anul acesta, dar piața din România nu înghite mai mult de 1 milion de sărbătorile pascale ortodoxe. Restul ajunge la export în țările arabe, dar și în Europa, în Germania și Italia. Chiar dacă spun că vânzările merg prost de la un an la altul, crescătorii de ovine anunță că în acest an miei de Paște vor fi mai ieftini, cu 15-20% decât în anul 2015. În hipermarketuri au apărut deja piese de miel la caserolă din export, la prețuri destul de piperate, în jur de 50 de lei per kilogram.